La primăria Roman se muncește, spun reprezentanții instituției, deși în această perioadă mai tot românul se află în concediu. Și pentru că vine vorba de concedii, luna august este cunoscută ca fiind perioada în care cei mai mulți romașcani care lucrează peste hotare se întorc acasă. Numărul crescut de persoane din Roman se remarcă în special în traficul autoturismelor pe străzile din municipiu, dar o adresabilitate crescută se înregistrează și în raport cu serviciile din instituțiile statului. Municipiului Roman, având în vedere că această perioada este totuși o perioadă aglomerată pentru noi ca și primărie, oferind servicii către populația municipiului Roman și îndeosebi pentru cei care vin în această perioadă a lunii august acasă din străinătate și care au de rezolvat destul de multe activități care privesc și primăria municipiului Roman. Funcționarii primăriei Roman spun că, pe lângă traficul stradal mai aglomerat, întoarcerea stranierilor acasă duce la o îmbunătățire a economiei locale. Un prim impact pe care îl resimțim cu toți romașcanii, nu numai cei din administrația publică locală, putem spune că se regăsește în traficul mai aglomerat în această parte a anului. De asemenea, dacă e să ne uităm și în ceea ce privește activitatea comercială și economică a municipiului, observăm o aglomerație crescândă atât în sectorul magazinelor de materiale de construcții, cât și în cele de produse alimentare. În relația cu administrația publică locală, cea mai mare afluență de persoane se înregistrează la Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei și la Starea Civilă. Într-adevăr, există anumite servicii în cadrul primăriei municipiului Roman care sunt mai solicitate în această perioadă și aici enumerăm cele de la Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei, respectiv Serviciul de Evidență a Persoanei la buletine, cât și la Serviciul de Stare Civilă, acolo unde în această perioadă anului într-adevăr există un volum mai ridicat de activitate. Autoritățile spun că modernizarea procedurilor de lucru a determinat o diminuare a disconfortului creat în această perioadă la serviciile solicitate. În plus, funcționarii muncesc și peste program pentru a asigura un flux cât mai bun. Spre deosebire de anii trecuți, spunem noi că lucrurile stau mult mai bine, s-au așezat mult mai bine. Nu mai avem acele cozi interminabile, bănuiesc. Pe de o parte, nu mai avem acele cozi foarte mari, iar pe de altă parte, timpul de prelucrare a lucrărilor este destul de redus, în sensul că încercăm să facem față tuturor solicitărilor cetățenilor care vin, mai ales cei din străinătate, pentru că trebuie să se întoarcă înapoi în țările unde lucrează. Pentru că pe perioada verii se efectuează și cele mai multe modificări în locuințe, recomandarea autorităților este să se obțină actele necesare acestor lucrări înainte de demararea lor, pentru a nu exista riscul sancționării. În această perioadă cresc și aceste tipuri de activități, în sensul în care aceste categorii de cetățeni vin acasă și își doresc ca în timpul scurt pe care îl petrec în România să realizeze cât mai multe activități. Parte din aceste activități se referă și la acțiunile de reabilitare și modernizare a apartamentelor. De aceea atragem atenția acestor persoane ca pentru tipurile de activități care presupun obținerea unei autorizații de construcție să se adreseze Direcției de Urbanism pentru a afla actele necesare și este chiar indicat ca înainte de a începe orice tip de activitate în imobilul respectiv să se adreseze Primăriei Municipiului Roman, Direcției de Urbanism, pentru a fi consiliați și pentru a li se spune dacă pentru tipul de activități pe care doresc să-l facă au nevoie sau nu de autorizație de construire. Conform datelor oficiale, mai bine de 30% dintre romașcani lucrează peste hotare. Numărul crescut de persoane din această perioadă în Roman este confirmat și de un nou record înregistrat la strandul Roman duminică 9 august, când pentru zona bazinelor s-au cumpărat numai puțin de 2400 de bilete.